Vezi că la ăla care are spicul ăla de gru deasupra capului. Coai, ce m-a speriat? Ce? Ce pula mea, coai? Mama, nu știu, coai, mor. Lupi, futu-s lupul mătii. Lupi, îți dă tari. Salutare România, salutare YouTube, eu sunt Xali și bine v-am găsit la un nou episod de Medieval Dynasty. Fraților, înainte să începe episodul, v-aș ruga din suflet să dați și voi acolo un like, un share, un subscribe și un comentariu pentru că ajută la creșterea canalului. Bun, fraților, Medieval Dynasty, după cum bine știți din episodul trecut, am făcut o grămadă de treabă, satul nostru este din ce în ce mai mare, dar a venit iarna. Iarna, strigheți coaiele. Ni iarnă, băieți! Cât frumos! Cât frumos! Bă, dar e prea frumos jocul ăsta, coaie. Ia să-mi pun și eu hainele de iarnă pe mine. Uitați, trebuie, nu? Bă, eu le cred că le am, nu? Da, da. Eu am hainele de iarnă. Ni, uitați, băieți, stați să vă arăt cum arăt eu. Ni, uitați-vă, nu? Zici că sunt Iosif Cutezător. Și cu sulița asta, bună! Bun, fraților, iarna, după cum bine știți, cum făceam eu pe seriile trecute, nu știu, care știți, care nu știți, trebuie să ne apucăm de grădină, tată, că nu mai ține. Trebuie să ne apucăm de grădină, da, da. O să fie cea mai nasoală parte din jocul ăsta. Ali? Da. La grădină nu trebuie să facem iarna, vara, unde poți să plantezi. Păi nu, noi o pregătim acum, că nu poți să pregătești vara tot, că se, primăvara tot, că se pierzi timp. Bun, băieți, deci, grădină, va trebui să facem grădină în primul rând. Lasă-mă să fac eu, o să-i explic lui Noname, două secunde, cu Noname, că trebuie să-ți explic cum se treaba cu grădina, da? Ok. Hai să construim ceva? Un pic să ne calmăm țâțele un pic, da? Bun, deci, vreau să fac un următorul fel. Terenurile vor fi împărțite, pentru că nu vom cultiva același lucru pe toate terenurile. Evident. Chestiile pe care le cultivi, o să poți cultiva ceva vara, ceva primăvara, ceva toamna, adică... Ale, știi ce mă gândeam eu? Terenurile să fie lungi, știi? Nu foarte late, dar lungi. Păi lungi, adică... cât poți să te duci cu asta, că mai lungi de atâtea... O să te duci până în apă aici, până la limita apei. Exact. Și o să fie terenul mult mai lung și terenul mai scurte, că atât ai terenul. Problema este că eu nu mai mi-aduc aminte ce puteam să cultivăm primăvara. Păi îți apare acolo. Unde? Când vrei să plantezi, îți apare acolo. Păi scrie... da, dar eu aș fi vrut să știu acum, că așa știam cam câte terenuri trebuie să facem acum. Fă câteva terenuri și aia. Deci, în primăvara. Cum faci? Lasă-mă să pun eu terenul. Deci, bine, ok, stai, chiar. Sau măcar să văd și eu. Lasă-mă să pun eu primul ca să știi tu ce ai de făcut mai departe, da? Bun, ca să te prinzi de ideea pe care vreau eu să o fac. Să o pun perfect, în practică, da? Deci, o să punem aici primul teren, mai lângă apiță. E aproape de drum, totul e ok. 4, 5, 6. Mai pot să mai mutăm? Mai pot. Ok, bun. Și o să-l ducem lung până în capăt, da? Cât se poate, da. Cât se poate. O să-l duc mai... Ca să fie și de 3. Da, de... Opa, opa, opa. Atât adică, merge. E bine, foarte... Bam. Oh, ce frumos. Foarte frumos a făcut. Ăsta o să fie terenul cu numărul 1. Și mai departe va face Noname, o să te las. O să vreau să-mi lași spațiu. Cât să... De una? Pentru că fiecare teren ăsta, eu o să vreau să-i facem gărduleț. Ah, să las un spațiu de gărduleț. Da, să lași un spațiu prin care să fie gard și să poată să treacă oamenii printre ele, înțelegi? O să fie două garduri, dreapta-stânga, nu? Da, exact, dreapta-stânga. Deci unde sunt eu aici, să nu fie, să rămână stradă. Dar cred că pot să trag eu o stradă printre ele. Nu lămură până la ei, te rog. Ce trebuie să fac? Dau Q-uri după aia? Iată, stai așa două secunde. Farm, cred că am înțeles. Hai că mă duc eu cu drum ca să știi tu de unde să pornești cu al doilea, înțelegi? Da, place coaie jocul ăsta, că s-a făcut pentru țară, dar eu sunt leneș. Dă-te de acolo, coaie, că îmi stai în drum. Și nu știam de ce mi se face mie asta roșie. Bun, vezi, ăsta o să fie drumul dintre terenuri. Tu de acolo, de lângă drum, să te duci cu al doilea teren. Și așa o să facem la fiecare teren în parte, ca să avem frumos, așa. Să putem să fie totul aranjat cât de cât. Tu te așa cu 3. Câte e? Ăsta e cu 2, mai du-te una. Așa, e perfect, e perfect. Nu mai mă lasă sau de ce? Păi nu știu, ia vezi, deci te las mai departe. Size limit rich. Ok, lasă-l așa, dacă e limită, n-are nimica. Că putem să facem în spatele lui dacă va mai fi nevoie. Nu, e prea mare. Scrie că blochează ceva. Ce blochează? Păi nu are ce. Poate vreo piatră, poate ceva. Nu, pietrele nu blochează, pietrele dispar. Atunci pun câte 2, câte aici 2, nu? Da. E vreun copac pe la pe aici? Nu este. Nu, 3. Mai dă-te mai așa, nu mai merge mai așa? Păi asta, am vrut 3, dar nu mă lasă. Scrie că era... Scrie că sunt obstacole. Ce obstacole? Nu știu, vezi. Poate e ceva, ce ai de copac. Nu e nimica. Nu știu, dă păl mai mic. O, așa, bravo. Aia, că nu e nici ăsta, nu e mic. E cât de cât... E bine, okay. E lung. Am pus bine. Da, oricum, o să ne mai ducem și aici
aici, în spatele ăstuia. Căsuții, da. Da, să nu fii prea... Cred că e range-ul de la căsuță, înțelegi? Și s-ar putea de-aia să nu te las. Ia să vedem, pe mine mă las să construiesc drum pe aici. Ce să mă dau departe? Mă lasă. Drum, da. Dar nu, fă tu terenul. Vezi de unde îți dă... Am teren, nu? De aici, din dreptul casei. Din dreptul casei, nu te mai duci, nu de acolo. Hai, stai, unde? De, de acolo, de acolo, da. Și du-te cu el în... Nu te lasă, cred că te-ai pus prea aproape de casă, cred. Hai să facem... Încearcă să te pui undeva unde să te poți duce așa, încoace. Dar nu foarte aproape de casă ca să poți să construiești și gardul. Uite de aici, de la ăsta. Vezi ăsta aici? Nu pui gard aici? Ba da, pun, dar gen... mai încoace, dar în dreptul ăla. Așa, cam așa. Și du-te cu el încolo. Aia zic, aia. Perfect, perfect. Cum lasă de casă. Înseamnă că trebuie să te dai mai așa. Du-te la ăsta aici atunci. E problema este că e terenul un pic într-o parte așa, după cum bine vedeți, băieți. Bun, eu între timp mă duc să-mi fac un hou. Cred că acum greșit mi-am dat seama. Ce? Terenul ăsta l-am făcut de copaci. Acum am observat ce am făcut. Asta primul, pe care l-am făcut eu. Da? Știi? Păi da. Parge la atunci. Acum am văzut ce am selectat. Măcar am văzut, pai. Tomberonul. Mami. E micuț el, nu știe. Mai nicio problemă. El nu știe micuțul. Da, dar ce să faci, băieți? Nu putem să-l înjurăm. Nu-l mai înjurați cu aia acum în comentarii, jegoșilor. Că nu știe nici el. Mă juram numai fani. Panii tăi. Așa, să ne facem o sapă, dar asta o să-mi fac două. Fac cât de mare pot, nu? Da. Îți fac și ție două de-astea sau ai deja? Să pălici de-alea. Stai, imediat. Deci, una... O fac de 3? Poți să-l fac de 4, fac de 4? Fac de 4. A, poți să-l fac și de 5? Nu fac prea mare. După aia nu să aibă... 4, 16. Timp ăștia, că o să-i pui pe ăștia să lucreze și nu o să aibă timp. Da, am înțeles. Fac eu road-ul? Hai că nu-l fac. Da, poți să-l faci. Mă copii de ferm un pic. Eu care sunt ultimul panana, mă, de eu fac. Mă copii de ferm, ești nevoie? Păi na, tu ai zis că vrei. Nu e ca și cum te-am pus eu. Adevărat. Bun, mamă, oare putem să facem de asta? Să tomberon putem? Trebuie să-l cumpărăm. Așa. Îmi place. Îl cumpăr pe ăsta. Am putut să-l cumpăr? Nu mai am bănuți. Bă, dă și mie niște bănuți. Vrei la mine? Ai bani? Stai că nu cred, nu mai am, dar se crezi. Da, stai că nu mai avem bani, băieți, că îmi da banii pe prostii. Să luăm... să luăm jucării la copii. Jucării la copii, da. Las că face rost și de bani, nu-i problema. Deci mă las de câte două. Patez de... Din cauza la casă. Cred că da. Ma. Încep de aici, cam o idee este. Uitați, băieți, am? Trebuie să ne apucăm de treabă acum. Nii mami, ce frumos. Nii mami, ce frumos. Vedeți? Eu sunt fermierul Gicu. Hai că a obosit, mama s-a obosește deja aici, nebun. Asta e, băieți, asta e cea mai nasoală parte din... Mai nasoală. Nu e chiar așa de nasoală, dar... Bă, mi-mi place, ce vorbești? E mai greuță, dai cu sapă așa... Du-te în viața reală, zi. Nu știu, cred că doresc greu. Dă-o-te. Vai, e căldură pe alea, eu am fost la țară. Am fost și eu, dar nu, eram prea mic ca să dau eu la sapă, știi? Eu am muncit. E frumos. Uite că am făcut și drum aici, vine în casă, să vedeți place. Care să lege aici, bun, frumos. Da, să lege casa, mergem acolo, eu știu și poate mai facem ceva acolo. Nu te mai duce cu altele, deocamdată punem stoc. Ajunge, vedem. Nu? Da, deocamdată da, punem stoc, că n-avem nici foarte mulți oameni. Dar noi n-avem semințe deloc. Dar cu asta de ce nu te-ai dus mai în spate, alea o să le cumpărăm. Adică atâta am zis să mă lipesc să fii simetricul ăsta de aici, știi? Ah, și adică mai faci unul dacă e aici în spate după, da. Duci drumul până încoace și da. Dar oricum, deocamdată ajunge, e suficient. Pentru câți oameni o să avem noi pe care să-i punem la grădină, e suficient. Okay, bun, băieți, hai, dăm cu speed până terminăm toată combinația asta, că o să dureze ceva. Hai, speedulez cu tata. Ia să văd dacă am eu. Dau și eu cu grădina. În grădină. Sapă din aia. Ce mi-am făcut? Mă aduc să văd prin cufere pe acolo. A, s-ar putea să ai în cuferele alea din frate. Ceva mai șmecher decât stone, știi? Da, cred că ai. De lemn? Ce stone? Eu, hai că mă pun la făcut treabă. Ce pe ăsta, nu? Ce? Ce pe ăsta, nu? Da. Dacă da cu spiu, băieți. După aia va trebui să facem rost de bani, pentru că va trebui să cumpărăm fertilizator. Ah, da, trebuia și fertilizator, da. Da, pentru că în momentul de față noi nu ne oprea nebere. Nu facem bani, trebuie să vânăm. Eu mă gândeam că... Eu cred că cu săgeți cu aia eu să testez treaba asta. Craftăm săgeți? Da. Care, de-astea din inventar? Da, să normal. Nu, de-alea de la ăla de vânează. De la mai șmechere. Eu nu pot crafta săgeți în inventar. Nu? Ok. Nu. Atunci... Băi, tu mi-ai început aici treaba mea, mi-ai luat job-ul. Ți-am luat job-ul cu aia. Acolo poți să selectezi pe field 3 să fac aia, așa, nu? Mhm, la management. Field 2 să fac aia, așa, planteze X. O să-mi fac altă de asta, că nu mai am. Bă, și mie mi se sparge imediat, dar măcar e cupru ăsta meu. Gata, e de aia, e șmecheră. Dar totuși vezi cupru, dar la câte treabă fac, prea la ce iarnă, că aia.
Dar noi iarna coaie facem să săpăm, ești prost? Orice treabă. Îl pregătești coaie pentru vară, înțelegi? Deci, practic, noi nu plantăm nimic acum, nu? Nu, acum nu, iarna nu. Păi și nu se anulează? Cred că... Ce se anulează? Nu se anulează nimic, el rămâne săpat. În viața reală nu prea e așa, dar hai. În viața reală se sapă toamna și rămâne până primăvara sau când se cultivă. Nu, de obicei sapă tot vara coaie, ca primăvara coaie. Nu coaie, cu tractorul se ară toamna. Cred că putem ceva și acum iarna, cred. Nu știu ce. Se poate și iarna, dar nu știu, cred că... N-are sens deocamdată să... Că o să avem nevoie, noi acum iarna asta trebuie să facem rost de bani. Ca să cumpărăm fertilizator, da. Mai multe chestii. E gata aici, nu? Și atunci eu de ce mi-am mai făcut 100 de astea? E bine să fie... Le bag loște aici. Când o să aibă nevoie de ele, știi? Eu pun și pe mea care e aproape distrare, sau mai tare în cur. Așa, m-am pus aici. Eu pun că ce să fac anume. Bun, băieți, am terminat cu asta, cu speed-ul-a. Ia uite, am săpat pe aici peste tot. Mai devreme, în timp ce munceam, vorbeam cu Nonim că ar fi bine să facem rost de bani și vreau să testez o metodă de a face rost de bani, să vedem dacă funcționează. Eu înainte făceam rost de bani cu cuțite, cu topoare, dar văd că acum treaba asta nu prea mai merge. Și mai aveam eu o schemă prin care făceam rost de bani cu sugeți, cu săgeți. Da? Deci cu săgeți făceam eu rost de bani înainte. Vreau să văd acum cum mai poate face treaba asta. Bă, dar ce car atât de mult eu? A, 8 loguri. Zine-mă. Eu m-aș duce să vânez, pare. Du-te coaie și vânează. După tine rămân flământ. Du-te și vânează. Du-te, Nonim, că tu ai mai fost să vânezi și te-ai întors înapoi. Oare găsesc iarna animale? Sau să fie hibernat toate? Logic găsești, de ce n-ai găsit? Coaie, poate ursul a fi hibernat. Da, ursul și ăla la acum. Bun, ce-mi trebuie pentru săgeți, nu mai știu eu parcă. Deci îmi trebuia parcă și piatra, nu? Că piatra luăm de pe aici, pe șuzată. Da, m-aș duce la porci, coare, mai descurc cu porci. Du-te, nu Nonim. Porci cred că îmi dă mai multă carne, nu? Nu știu neapărat, dar măcar aia nu fug. Aia fug după tine, știi? Da, asta cred că era problema, de fapt. Zici? Uite că am găsit un raton cu aia. Un ratatui. Ratatui? Vânează-l pe ăla că îți dă la carne... Nu. Dar nu, ai dreptate, nu putea dă carne. Trebuie să dea carne pro 40, așa, pe animal. Uite bizoni sau urși. Hai, urși, e șmecher. Îmi fute la o labă, nu mai înțelegi cu mine după aia. Deci n-o să fii singurul care își fute la labă până acum. Amuzantule. Mamă, ce-mi place muzica asta. Ia să vedem, băieți, dacă am dreptate cu astea. Om, dar ce doar atâtea pot? Face 20 de săgeți. Primul porc, băieți, hai că am găsit primul porc. Vine, a dat pe lângă oare. Ah, sticul. Ha, bă, dar se bagă în mine asta cu aia. Se bagă în tine? Nu mai am săgeți cu echipt. Bă, dar n-am verificat dacă am săgeți la mine coaie, stare prost. Bravo, ești băiat inteligent. Aveam câteva, dar... Te-au omorât? Sau ce s-a întâmplat? Omoară, da. Te omoară? Mai am 50. 11. Ești departe? O, ești departe. Am omorât. Bravo. Știi că poți să-i dai și cu topor sau ceva, sau ce ai în mână. Aoleu, stai, cum o fac HP-ul acum? Păi nu prea ai cum, trebuie să te bagi la somn sau... Da, bă, frate, urât. Al porc. Al porc. Șopă el, la noi. Mâncă de asta faci, eu fac cu stânga. Hai, vine toată, vine. Hai că am schimbat, am crezut. Am omorât. Bravo, coaie. Ești profesionist, eu? Coaie. Da, da, cred că mă lăs să mă urât, nu? Că se fac pe loc. Și gen, mai am, nu știu, cred că cât mai am ea. 4 HP. Ia, ce-mi place. Hai să văd dacă pot să mai omor un porc, 4 HP. Dacă nu-mi dă niciun hit, e bun. Ia, stai că am făcut niște skill-uri aici. Lower durability. Am omorât lupul, coaie. Așa, 25% change to harvest adițional. Bun, ăsta e bun. Hai să-mi fac câteva săgeți. Harvest adițional. Și asta ce era? 5 more experience gain from farming activities. Ah, era bun și ăsta, dar lasă, mai bun e ăla. Gained, coaie. Ce? E gained, nu gained. Stone arrow. 3. 10-30. Bă, chiar dacă am murit, am omorât 2 porci, e bine, nu? Păi bine, coaie, cum să nu? Bă, și nu m-a dat cu full HP. Nu te-a dat cu full HP? Hai, bă, vreau să fiu bogat, coaie, să am mult HP, să pun puncte în HP. Am văzut că se poate pune puncte, să ai mai mult HP. Da, vreau și eu, coaie. Da, vreau și eu. Vreau să fiu șmeche. Dar pentru asta trebuie să joc mult. Exact, ca în orice alt joc. Da, mă, dar parcă în alt joc, nu știu, e diferit. Aici cred că trebuie să joci mult mai mult decât trebuie să joci în alt joc. Da, mi se pare mie. Mi se pare că evoluezi foarte greu în jocul ăsta, din cauza la tehnologie. Noi, fiind la dublu, am evoluat foarte repede. Mult mai repede evident decât... Evident că dacă joci solo... Decât mai... Exact, la... era cringe rău de tot dacă jucam solo. Bine, na! Alt porc.
vine pe mine, dar nu-l văd. Poate ajungi și în sat să vezi ce e cu misiunea aia care s-a făcut acum. Da, da, o să mă duc. Mamă, o să trebuie să împărăm o grămadă de fertilizatorul ăsta. A, dar stai cum în sat mă duc eu, mă. Don't wish it were easier. Wish you were better. Bun, perfect. Hai, băieți, hai să vedem cam cât bani luăm pe săgețile astea. Că văd că nu mi-a luat foarte mult să le fac și bănesc că o să iau, dacă iau, nu știu, 2-300 pe ele, nu știu dacă o să iau atâta, pentru că știți că se vând la jumătate de preț, o să văd cam cât iau pe o săgeată. Pe toate, de fapt, nu pe una. De merită sau nu merită? Înainte merita, acum nu știu dacă mai merită. Deci cât e adiționale ai? Da, așa că îți spun acum. Am 88 de săgeți. Da, chiar scurios. Dacă îmi dau 88 de bănuți, mă piși pe el de joc. Mare cum cu aia. Eu nu știu, dar... Am murit. Ceva îmi spune că atât au să iau. Mama, dar lopii dau tare, bă! A, dar ăsta nu e în sat, coaie. Nu? Coaie nu e în sat. Oleu, 700 de metri. Mai cum mă duc, băieți, până la misiunea aia să vedem ce care-i treaba. Mă duc eu până acolo. Hai că revin când ajung la satul ăla. Mhm. Mamă, unde e ăsta? Uite-l. Dorna tati. Hello! Can I interest you in some of my wares? Vreau să-ți vând toate astea. 132 de bănuți. Ok, să zicem. E ok, dar nu prea. Cât de greu ai făcut săgețile alea? Băi, nu foarte greu, că, dar totuși mă așteptam la mai mult. Da, nu știu ce să zic. Mamă, o să fie greu cu aia de făcut bani. Deci o să foarte fie greu, greu de făcut bani. Lasă, băi, Emilă a omorât iar rac. El nu s-o, nu s-o așteptat. Și o încerca să fac el bani, dar ce să facă bani când iarna să faci bani? Complicat. E iarna pe uliță, e cam nasoală. Da. Ia coaie, ce e aici? Păi că avem un quest în direcția asta, să vedem ce. Care e treaba? Bună ziua, bună ziua. Ia, Snowman Collect. Ce mi-a dat? 3 carrot. What? Băi, aș vrea să-mi iau un crossbow cu aia. Bun. Hai să vedem cam ce vreau ăsta. Taltul... Asta îmi zice să vorbesc cu cineva. Am găsit un bizon. Execută-l dacă poți. Probabil nu o să poți, dar execută-l. Am două... Am 20 de iron și una de poison iron. Nu-l bați. Oare dacă intri în apă mi-e ce frig? Trebuie să mă spăl cu aia. Și stau foarte bine pe... Nu, văd. Aba da, aba da. Venit ori în apă. Da, coaie, ești nebun. Ioi, stai că mi-e frig, coaie. Mamă, păi și cum te speli iarna, coaie? Ia. Bă, hai băieți, că am găsit aici un bizon, vreau să-l omor. N-am înțeles să fie la mine, dar mi-e ce norocul. Nu vă foc ăsta? Am dat un hit, trebuie să schimb săgeata rapid. Aha, aha, hai că mă încălzesc. Mamă, coaie, deci nu poți să stai în apă. Că morbid. Vai, nu l-am omorât, cu frig săgeata. Eu ți-am zis. M-am omorât, bă. Eu ți-am zis că nu-l bag. Bă, ce greu e de schimbat săgeata în jocul ăsta, coaie. Adică? Să intri în inventar să o pui pe slot. Și-ți ia ceva. Da. Adică dacă vine la spre tine, n-ai timp să te miști chiar atât de repede. Nu dai râș, gata, s-a încărcat, știi? Ai trebuit să te asiguri că ești pe ce trebuie. Corect, corect. Eu mi-am încercat norocul. Da. Am murit. Vine iarna. Oh, noapte oricum. Hai, băi, scrivim când ajung la misiunea aia, că am fost distras de bizonul ăla. Avem un pic de apă și cred că mi-e și foame un pic. Mi-am încercat noroc cu aia, că bizonul știu că dă mult. Dă mult, dar nu-l bat cu 3 săgeți. Dar erau de iron cu aia. Nu contează, nu contează. Cum să nu contează? Îți trebuie mai multe săgeți de iron și în principal ar cam trebui să-i dai în cap. Ei, cred că am dat în cap, să te cu capul la mine. Dar nu, tot nu a fost destul. Car chestii o grămadă. Nu dau seama ce car atât de mult. Hai să las spirurile astea acasă că de căcat. Bă, da, aș putea să nu mai... Așa. Bă, mai am 178 bănuți. M-ai întrebat tu acum ceva timp câți bani am. Picurile lăsăm acasă, stonul lăsăm acasă. Trebuie să mă spună cu aia și o să fie frig, nu? Te duci repede lângă foc și te încălzești înapoi. Deci un bucket de ăsta înseamnă 8 bănuți. Eu cred că am destul de haine. Ia. Dacă faci de astea bag-uri, simple bag, aha, deci nu poți să faci bag de la șmecher. Săgețile unde ai spus că se fac? La... acolo, la... Workbench? La vânătoare. E la departe, nu? Din... da, da. Mă duc dimineața la misiune, că noaptea. Da, dacă vreau să fac și un arc mai bun, dar nu ce să... Bă, cred că e bine și ce zici tu, că dacă facem, dacă vânăm, putem să facem simple bag-uri și astea costă cât de cât mai ok. Păi single bag-uri din ce se fac? Simple bag-uri, da. E leather. Mamă, bă, săgețile se fac în greu. Stone, stick și leather. Da. Ăsta stone, da, stone, stick și leather. Da, da. De n-am leather, ce pula mea, că ba da, am ce. Acum e noaptea? Da, se vede tot aici. Bun, băieți, hai că ne băgăm la somn și revenim. Bun, băieți, toată noaptea am stat cu Noname și am vânat animale mai mult eu decât Noname. Dar nu mai contează. Eu am încercat să vânez, da? El mai mult a fost vânat decât vânător.
Da. L-au mâncat lupi, l-au mâncat, băi... Păi numai lupi, eu am acolo mergeam. A, vreau să-mi revanșa. O baftă, o baftă. Eu am un căpriol acum pe care o urmăresc. I-am dat una și vreau să-mi dea una acum. Trebuie să o lăsăm un pic să calmeze. Să pare tactica mea, ta. Să pare tactica mea de vânător. Sper să mie. Mii, am nimerit-o. Bă, dă să strângeți, mă încoace. Hai, potolește, să-ți... Potolește-te odată. Iar am nimerit-o. Bă, dar cât ține cu aia asta? E nebună. Cum s-a dus acum? Uite. Dar potolește-te odată, stai locului. Nu stă locului cu aia. Na. Ohohoho! Easy peasy lemon squeezy, băieți. Da, v-am zis, băieți, că-s profesionist. Mamă, acum o să fie foarte greu. Băieți, trebuie să vânăm și să facem chestii, pentru că... Nu știu, nu găsim nicio altă metodă de a face bani mai ușor. Și avem nevoie de bani pentru că ne-am băgat pe grădină, fermă, chestii, trebuie să cotezi. Și na, n-avem ce face. Toată iarna noi trebuie să facem o metodă de bani. Am găsit o metodă cu simple bag-urile astea care le craftez eu acum. Oare dacă carnea, dacă o prăjim, costă mai mult? Sau dacă o dăm crudă? Mă gândesc că ar trebui să coste mai mult prăjită, nu? Teoretic. Trebuie, da, practic. Așa mă gândesc și eu, că ar trebui să coste mai mult, nu? Fă și tu și vezi. Da, așa că acum fac simple bag-uri, am 24 de simple bag-uri de făcut. Când și... le duci, uiți. Da, și noi o să avem nevoie, o să-mi trebuiască și nouă simple bag-uri de astea pentru fermă, pentru că în ele ții semințele și fertilizatorul. Oamenii o să țină semințele și fertilizatorul în ele. Bă, văd că iarna asta cât de cât bine, e prima zi, a doua zi de iarnă. Mai sunt încă 3 zile de iarnă, E bine, e bine că mai sunt încă 3 zile de iarnă, pentru că avem suficient timp să facem... Vezi că sunt două coisturi pe care trebuie să le faci. Nu știam că dorm. Herm, hai trezire, că e dimineața. Așa. Ăștia nu sunt așa de matinal ca tine, nu? Da, bă. Gata, am vorbit cu asta, trebuie să mă duc. Unde mă duce? Hai, 42 de metri, ok? Casa. Sau mai încolo? Bun. Bravo, Nonim, bravo. Bravo, tati, să mă bată mami. Uită-l pe Nonim. Smitty! Hai mă, coi, trezește. Până dimineața! Smitty. Deocamdată n-avem nevoie de Smitty. Cât mai avem, mă, până la pod? Coi, stai că vorbești și stai. Am vorbit și cu asta? Inspect, nu... Board. Mai avem o grămadă. Not is board. Mamă, cât mai avem până la pod? Mi-e rău. Să putem facem pod. Să putem să facem pod. Mai avem o grămadă. Mamă, trebuie să merg 860 de metri, coi, la misiune. Ba. Asta e. Ba. Nii, bă, asta coaie. Ce faci, coaie? Nu te-ai trezit? Bă, crăpănoșilor, treziți-vă, ftuvă în aripă. Ăștia dorm coaie la ora asta, oamenii noștri, nu noi. Asta e casa mea. Dorm? Lasă pe tu spune, așa, ia să vedem. Ia să vedem dacă am dreptate eu, dacă carnea prăjită costă mai mult decât aia. O, dublu costă coaie. Mamă, așa cum acum o prăjim. Deci carnea prăjită este dublu față de cea neprăjită. Cumva e logic, că n-ai mai mult efort. Bun, băieți, avem 53 de bucăți. Ne băgăm să le facem pe toate și mergem să le vindem. Hai, revenim. Hai, băieți, privim să vânez. Da. Bun, băieți, hai că am terminat cu aia. Hai să vedem cam câți bănuți facem. Doamne ajută, noi să facem bani ca lumea, să putem să ne cumpărăm și noi locuri. Mă duc și eu acasă, nu, mai mult să mai vânez un pic. Păi să știi că te sugeți, mă, mai ai? Bă, mai am încă 14, mai am 14, mă, să omor ceva. Și după aia să prăjesc mâncarea și să o vând. O să-mi vinde. Have a nice day și ție. Easy. Hello there. Ia. Want to see my wares? Vreau să vindem ăsta, așa, vindem toată asta. 216 bănuți, 54 de bucăți de carne. Ei bun, e bun. 24 de simple bag-uri, 168 de bănuți. Ei bine și asta. Bă, în principiu am făcut ceva bănuți, Nonim. E bun, dar cam greu. Cam greu. Am 714 bănuți. Nu avem că tu nu ai, tu ești sărac. Am mai puțin, într-adevăr. Da, că pe aici mă gândeam că banii se pun la comun, dar nu se pun la comun. Las, că e bine că se pun. Da. Eu vreau să am banii mei, coaie. Auzi, coaie. Bă, coaie, dar îmi trebuie un de la line fiber să-mi fac și eu un arc, mă. Unde dracu e ăla? Uite, lasă. Trebuie să cumpăr, coaie, n-am ce să fac. Welcome. Do you need anything? Dar care line îmi trebuia? THR de ăla sau ce îmi trebuia? Treat line, bă, dar nu-i la asta. De la cine dracu e? La asta? Ce-ar fi la asta? Can I interest you in some of my wares? Nu-i la asta, ar trebui să fie... Nu știu la cine este, coaie. Nu știu, du-te și la răpăți. E la asta? Hail friend, my wares never disappoint. Nu-i la asta. Mă, dă-mi. Line, line, cât ăla cu TH, nu? Mamă! Ce?
E 58 o bucată. Ia-ți două bucăți, 100 de bani. Wow, wow, wow. Să iau două băieți, că nu mai avem după aia ce să faci marca. Asta e. Mamă, dar ce spun? Bă, ce jigoși sunt ăștia, coaie. Noi că le vin de lor, le dăm pe un bani de nimica. Dar ei ne jupoaie, coaie. Ce ne simțiți, coaie? Ce-ați în stare să ne jupoaie de bani, coaie? De vii. Bă, sunt curios, trebuie să mai mergem o dată pe la casele astea, mă, mă, uite, sunt niște case acolo, vreau să mă să văd dacă se respawnează loot-ul sau nu. Iar sunt curios, ar trebui, coaie, că faci bani destul de greu, ar trebui să te mai ajute cu casele alea, să mai găsești loot prin ele, știi? Ok, că s-au gândit la asta. Nu știu dacă s-au gândit sau nu s-au gândit, dar dacă tot au scăzut că... prețurile, ar trebui să lase coaie să respawneze loot-ul. Eu zic că vreau să fie mai greu și de asta așa. Așa de greu? E totuși un pic... chiar foarte greu. Fii hard, coaie. Ei, căprițelor, bună, să vă împușc în cap, dar nu am să... nu am să... nu am arc să vă împușc în cap, căprițelor, micuțelor ce sunteți. Stai în fund când... stai în fund când tragi cu arc. Tu unde te mai spera? Că am găsit beer bottle. Coaie, cum tragi tu cu arcul ăsta care se mișcă într-un hal? Grijă-și cu atenție, nu-i. Cum îi faci caracterul ăsta? Stai, coaie, pe... Bă, nu-mi dau seama dacă se... am găsit ceva, dar nu-mi dau seama dacă... nu cumva le-am ratat noi pe astea. Ok, gol. Nu reușesc. Da, nu. Na, îi întreb un animal, coaie, care e șmecher. Rock blocked. What? Ce e asta, coaie? Nu știu. O, e o roșu, o rock care blochează. What the fuck? A, îmi trebuie pickaxe? Mamă, ce-o fi aici, coaie? O fi ceva aici, coaie? Ar fi interesant. Da, coaie. Vedem, coaie, dacă e ceva, coaie. Păi, am să vând, să mânc la misiunea aia, coaie, că nu știu să veniți. Du-te, du-te, du-te. Du-te și cu... nu pot, coaie, nu. Fugăți, nu, un hit nu pot să dau. Du-te, ocupă de misiune, las că mă ocup eu de partea de vânătoare. Asta e ce să facem acum. Chiar nu mă descurc. Când e vorba de animal care vine după mine, e altceva. Bă, da, animalul care vine după tine îți dă damage și te omoară. Da, da, măcar am omorât câțiva porci așa. O să intru un pic în apă, că trebuie să mă încălzesc, să mă spăl iar. Dar e stupid asta cu intrat în apă, ți-e frig. Nu e stupid. Să nu mă mai murdăresc chiar, mă, coaie. Da, e tu și o viață rea, te duci, intri în apă, te uzi, coaie, că iarna te-i vara, nu? Eu înțeleg, dar hai ceva normal, nu te mai plânge atât. Hai să facem un pic, să nu ne mai murdărim așa de repede. Am găsit line and treat, coaie, una. Cheese. Cheese. Practic, acum am făcut 58 de bănuți. Da, nu, că tu-l dai la jumate. Păi, dar nu-l vând, ca să fac arc. Ah, da, bravo, bravo. Am câștigat cum ar veni 58 de bănuți. Da. Că am mai găsit, uite, de-astea răsturnate. Dar nu prea se găsesc așa la orice... Nu prea, da. Eu e bine, eu sunt mulțumit cum e gândit de jocul. Da, păi na, să nu fie nici prea easy. Că după aia, dacă tu o găseai, găsi ce pula mea. Lasă că e fain, că îi place că e greu coaie. Parcă e un pic cam greu, dar e fain. Cu banii, că în rest e ok. Să fie greu coaie. Lasă că m-a jucat arc coaie, care la început plângeam. Dar îmi place așa de mult arcul încât am învățat de fapt. Dar la început muream în continuu. Mă fugăreau animalele, reptorii. Na. Bă, ce s-aude coaie? Ah, scoate asta apă coaie, ce m-a speriat. Bă, ceva nu e în regulă în sat, este așa, management. Ceva nu-i convine ceva. Extraction nu mai au, nu mai au topoare. Ai, pot să fac? Nu pot să fac. Mă să mai cum, să mai culeg niște dase de pe jos să fac topoare. Că văd că băieții... Îmi place că stăm bine pe... Nu avem probleme cu lemnele de foc. De obicei, asta era o problemă mare înainte iarna. Da. Da, lemnele de foc, consumau băieții la lemne de foc, dar ți le băgai și în cur. Păi, ce bine, că avem două de alea de lemn. Parcă, nu? Ce? Două case de alea. Da, două avem. Mie nu știu dacă fac ambele lemne de foc. Păi, da. Pe cealaltă am putut să facă loguri și cu plank-uri. Să descurcă aia singurică. Da, se descurcă momentan. Băi, m-a dus în alt sat, ești nebun. N-am fost niciodată în satul ăsta. Poate mai descoperi și tu de alea pe drum. Am găsit ceva, dar am zis, numai un little treat de l-am găsit. Un pic cam panorama. Rock block. Și mie mi-a părut chestia asta cu rock block. Da, nu știu care e treaba. Am să trec pe lângă, ca și cum n-am văzut nimic. Nu știu, au sat pe apă, coaie. Așa, mami, să scoți apă, că dacă nu-ți dau cosulița în cap, da? Bine, mami. Bun, hai să... Hai că am ajuns la misiunea asta. Mai am 30 de metri, de fapt, unde cu cine trebuie să vorbesc chiar cu asta? Să l-o făl! Te l-am așa... Can you please be... If I am I'm a bit of rush. Of course, I have to do something for myself. Look around and find the shards. Nu știu, mai. Okay. Oh, aha, all scissors astea? Oare îmi trebuia... Ce-mi trebuia? Ce, pentru ce? Pentru arc. Îmi trebuia log, oare? Dacă îmi iau 4 loguri, alea, nu să văd ce îmi trebuia. O să fac două arcuri dacă e să ai și tu unul, sau să le folosești, le folosesc eu pe amândouă, că tu nu știi să tragi cu arcul, că ești tomberon.
Îi dăm un crossbow, că sigur dă mai mult de păi da, dar nu putem să facem. Mamă, iar și 800. Du-te tu cu aia misiunea asta. Lasă-mă lucrurile. Fă-ți treaba asta. E aproape de mine, e aproape de mine, lasă-mă mă duc eu. Du-te tu. Că poate te întoarce înapoi acolo, știi? Stai un pic acolo, stai un pic acolo, poate te întoarce înapoi. Bă, trebuie pentru un ăsta, trebuie două de-alea line căcat. Pentru un arc. Îmi vine să pun coaie. Pun coaie să-ți trebuiască două coaie. Că nu-i cistic coaie. Ale, dar eu trebuie să-i dau ceva, oare să pun și dacă-i dai cred tu? Cred că da, cred că da. Ce, l-ai tu în inventar? Mi-apare acolo pe dreapta, la misiune mi-apare pe dreapta, nu le-am nimic. Nu, coaie, nu, eu... e altceva. Nu să pun. Hai că mă duc eu. Trebuie să pun amândoi, știi? Hai mă să explorez un pic satul ăsta, că pare fain. Să începe aici. Poți să fur? Bineînțeles. Băi, băi! Fur gata. Lumea în coaie. Te-ai sperat un pic. Mai fi nebun. Păi da, dar e satul ăsta oricum. Păi și ce dacă? Păi pierzi dinastie cu tot, toată lumea. Când faci chestii astea... Dar nu știi coaie satul altul. Pierzi dinastie, știi? Hai, să vorbesc printre sate. Ai ajuns? Yeah. Uuu, 300 de conși! Cât? 300 de conși mi-a dat, ești nebun? Bun, bun. Practic, s-a mirat, hai, nu mai zic. Hai că vin acasă. Ia stai, stai, mai e un coist aici care pot să-l iau. Bă, nu știu cine e, e înăuntru, cred. Hai băieți, că revin când ajung acasă. Iar trebuie să-mi ieșapte aici. Și-am filmat oricum pe drumul când am venit. Vorbeam, cover animal spot, Robin. As, costurile de pe ăsta, mă, de pe ea, mai mâncare la mine. Am cheese ăsta, ba, mă, dar ăsta costă o grămadă de bani, mai bine îl vând. Hai să-l mănânc eu. Noi ne scurcăm și cu carne. Ia să vedem ce avem aici. Delivery rot 15. Bă, cred că avem rot 15, nu? O să-i dau accept. Așa, small wicked basket. Nu știu dacă putem să facem, dar asta e posibil, cred că putem. Putem. Putem? Poți să te uiți dacă putem? A, să faci inventar? Nu, se, dar ai tehnologia învățată. Blueprint-ul. Să mă uit unde la... Genari. Trebuie să mă învăț la tehnologie. La tehnologie, da. La tehnologie și dai la... Fish, bird trap. Nu aici, nu știu unde este. Uite-l aici, îl avem. Uite, la tehnologie, la workshop. Vezi și vezi, small wicked basket. Deci și pe ăsta putem să luăm. Așa, îl acceptăm. Delivery, 55 de stick-uri și 5 loguri. Mamă, are nonim la treabă. Wooden hoe, 7. Ia uite ce de treabă are nonim. Feather, 54. Toate putem să le facem coaie. Bagă nonim. Că mă duc la vânătoare. Le fac, pare, bă, și vânează că nu vreau. Până nu fac rost de săgeți de iron și din alea, nu mai vine scoaie. Bun, deci măcar știm că băieți am luat o grămadă de astea și putem să le facem. Eu am avut săgeți de iron și m-am descurcat cu ele coaie. Păi da, dar... Am avut două sau trei sau ceva de genul. Știu, dar e un pic greuț. Fără ele, când am rămas cu stone, am scăpat. Tu ai niște copaci să mai îmi dea feather. Oh, aici nu pot, ok, am înțeles. Bă, e setul ăsta. Bă, mor oamenii de sete, coaie. Dă-i apă, coaie, ce coaie, aia n-a scos apă, ce morții îi face? Pare, dar nu înțeleg cum adică. Cât timp are bachete, nu se scurcă și a singură? Păi, tocmai, dar nu știu dacă nu le-a scos. Păi, alea, când bea apă din bachet, nu rămâne empty? Nu știu. Galeata, trebuie să faci așa ar trebui, rămân empty, așa ar trebui, dar trebuie să scoată asta, că dacă nu scoate... Păi și ce face coaie? Îi dau bani degeaba. Nu știu coaie ce face, nici pe Mike sau Dodo. Nu știu ce face acolo, dar scută, uite, a dispărut, înseamnă că a scos. Atunci pur și simplu că e panicat degeaba. Bine, nu știu câtă apă, stai să vedem, management. Water, taxe, food, water, 160. Cam puțin? Cam puțin, da. Pe zile sau 160 de apă? 180 pe zi. Hai, mai du-te tu cu aici. Stai că mă duc, stai, ho. Până scoate aia. Da, urăște. Da, aia zic. Ne apucă primăvara. Da, pana mea. Dar trebuia cu aia să nu înțeleg. Nu se descurcă aia chiar atât de proastă. Nu știu ce face. Băieți, de acum că trebuie să mă omorâm și niște păsări. Că uitați-vă și voi. Avem probleme cu asta. Feather? Da, cu feather-ul. Hai, păsări. Eu care nu pot să omor în... prioră, dau asta. Da, da, păsările mor dintr-un one hit. Înțelegi, era tot săgeată, a murit. Eu la caprioare nu poți dau hit, aia e problema. Păi da, stai mă, că pasărea stă pe pământ, coaie. Păi și caprioare tot pe pământ stă. Da, da, i-ai dat una și după aia fuge. Eu nu dau una, asta e problema. Fuge înainte să dau eu. Spălăra mă tare. No name și cu vânatul, nu-i. Eu dacă mă apropiu un pic, mă vede să sunt gata, coaie. Skill-uri. Ia să vedem, hunting. More, nu, experiență, nu mai am nevoie. Nestart, aim. Range with weapons și 25% less noise. Da, ăsta să nu fac zgomot, că mă apropii de ele. Ui, mi-e întrebaia. Păi da, te spaci level. Da, și eu cum vânătoare. Facem mai puțin zgomot, băieți, când ne apropiem de ele. Le executăm, să le băgăm degetul în gură. Ai, dai.
Îi întreb arc mai bun coaie. Uite coaia asta scoate apă, dar morții ei nu știu ce să... Se mișcă greu coaie. Stai coaie că îi dau să scoată, nu știu, poate n-am pus eu să scoată destulă apă pe zi. Stai să vedem. Ia, management. Așa... Farming storage... Uia el, cât te-am pus fata mea? Mama, asta nu scoate nicio grată pe zi. Coaie, bagă fute în aripă de tomberoncă. Dar de ce coaie? Că eu am pus-o, da. Da, asta e acum. Scoate 3 găleți pe zi vreau să scoți. Vreau 3 găleți pe zi e suficient coaie. Gata, putem să o lăsăm pe ea să facă treaba de acum încolo. Deci a fost greșeala mea. Și doar a mea, a nimănui altcineva. Ce pula mea a fost asta? Rime, dă-te-n pana mea. Ha, pau, miau, chicken mau. Ne-ar trebui niște feather. Coaie, trebuie misiunii să dau feather, coaie. Bă... 54 feather te-ți dau. Asta am aici, vin în coace că ți le dau pe astea și... Ți le las aici, las, inventar. Că... Nu las că ți le las, îți las 54. 54. Ți le las aici și... Oricum trebuie să vin acasă ca să... Sticuri și cu alea ți le strângi tu, coaie, că trebuie să dai și sticuri și loguri. Da, aia, hai să mă uit un pic ce trebuie. Deci prima dată așa, nu trebuie rot, aia vin acasă. Da, vezi că, cred că acolo wicker, la mâncare basket? S-ar putea să găsești rot. Da, da, da. Small wicker basket se face unde oare? Acolo, în orc, păcat. Ok. Stick și loguri mă discurc prin pădure. Wooden hop în pădure și o feather o să vină acasă. Păi că termin astea 3 misiuni care să le fac în pădure. 2 misiuni care am putut să le fac în pădure. Astea 2 le fac în pădure și încă mai am 3 care le fac acasă. Bă, ce? Trebuie să strâng... Era o pasă aici, coaie mă. Trebuie să strângă loguri și... Bagă tare. Bagă tare, nonei de fanfară să mă iei. Hai că 5 loguri nu-i mult și 55 stick-uri chiar nu sunt foarte mult. Eu oricum sunt în farmă, la adevărat. Un profesionist al vânătorilor. Ce vorbești, coaie? Spune-mi la ultimul jos, să-ți în cap. Pune-te jos, coaie. Pune-te jos, coaie, că am nevoie de niște feather de la tine. Hm? Nu vrea? Bă, stai, bă, că vânăm rațe, coaie. Că și rațele dau feather. Da, ia. Este că-s foarte mult, cam... Numai că rațele astea nu sunt așa ușor de vânat. Aia e problema mea. Nu, a? Stau în apă, futule, în aripă. Ni, am vânat una. Om, dar trebuie să mă bag în apă, coaie. Mamă, coaie, ce greu merg. Hai, vin acasă să las. Cât feather îmi dă? Ia. Hai că mor de frică, coaie. Feather. Mamă, 28 feather? Sau? Da, coaie, cred că 28. Nu mă, 10 feather. Bă, 10 e destul de mult. E bine, da, e bine. Asta înseamnă că trebuie să punezi păsări. Multe. Good luck, ce să se fac? Hmm? Good luck. Da, thank you. Thank you, my friend. But it's not so easy. Vine acasă, că-s foarte greu și nu pot să cară tot ce trebuie să fac. Mai am niște carne, mai multe. Aha, că trebuie să pus să-l... O rățuș că stă pe lac, o-mi puși în cap. Mamă, cu mâncarea stăm foarte bine la sat. Mâncarea, da. Easy! Easy, tată! Bă, eu v-am spus că sunt profesionist coaie pe vânătoare. Unde ești? Unde ești? I need something. Mă, bun, toate misiunile... Nu ne dă prea multă carne, din câte văd eu, nu? Da, ne dă 4 mit. Dar ne dă foarte mult feather. Asta e bine, asta e bine. Cam evident. Mi-am scurat de feather pentru să-mi fac săgețile. Uite-l pe ăsta. Coaie ăștia au defrișat toată pădurea asta să mă bată tata. Nu mai e pic de pădure în zona asta aici. Da, da. Băieții mei cu topoarele. I could eat a horse. Eu mă alerg ca să înțeleg. Asta e viteza mea maximă. Mă bată tata. Da. No name vânătorul. Am o grămadă de inventar. Așa, băi, să ne facem săgețile. 20 de săgeți sunt mai mult decât suficiente. Bun, băieți, păi hai că vine noaptea și eu o să rămân la vânat și noaptea, că văd că noaptea se vede bine în joc. Nu știu cum se vede. Chiar pe da. YouTube. Uite, bă, oamenii noștri s-au pus înapoi aici. Bă, ia uitați-mă, mamă, stai în depresie, coaie, ce are? Bă, ăștia n-au campfire, coaie. Ce are ăsta, coaie, îl doare capul. Fă-le un campfire. Starving. Vezi și dacă pot. Știi, mă, o zis că I'm starving. Eu am zis. Definitely better than living on the road. Nu mai știu unde era ăla. A, aici. Am fire, pot să fac de ăsta șmecher? Nu pot. A, îmi trebuie fire-ul de 8. Nu am. Nici nu stau acum să-mi fac. Vezi, fac niște carne, că mi-e și mie foame. Hai, reveni, băieți. 100 din carnică. Bine, mai aveam încă vreo 250 sau 350 la mine deja. Mm-hmm. Bun, băieți, ai făcut ceva bani. Da. A făcut anonim ceva bani acolo. Pot să se ducă să cumpere o primă tură de fertilizator. Că avem nevoie de fertilizator. Ca de aer, tată, ca de aer o să avem nevoie de fertilizator. Asta are haine, nu? O să mă duc și eu, că am și eu ceva bănuți, o să mă duc și eu să cumpăr. Dar eu mai vreau să mai vânez un pic, poate mai reușim să mai fac rost de niște leather. Mă tot distrag tot felul de lucruri de pe aici. Cred că vreau să cumpere niște poison să-ți dau ție. Ce să cumperi? Ce? Auziți-l, el vrea să-mi dea poison. Da, ți-ai și menta să te ascunde tomberon. Coaie, cât costă un căcat de bag, coaie? Bag de la simplu, da? Nu simple bag, e bag. 270 un bag.
Da, știu. Fertilizator. Mamă, dar aici nu... Asta nu le văd. Vezi că la ăla care pare spicul ăla de gru deasupra capului. Coaie, ce m-am speriat? Ce... ce pula mea, coaie? Mamă, am luat, coaie, mor. Lupi, futu-ți lupul, mătii. Lupi, îți dă tare. Am urlat, coaie, de m-a auzit tot blocul. Am urlat ca o chiză. Nu mă mai duc în direcția aia. Mă, niște frunze, spune? Ce? Niște frunze? Ce frunze, coaie? La shop. Nu, coaie, are un spic de grâu deasupra capului. E fermierul satului. La da, ăla. Înțeles, sau la ăla care vinde animale. Pickex. Nu-mi sare în ochi, coaie. Ce se poate? Trebuie să mă apropi undeva. Ține mă joc, mami. Ce nu te vrești, coaie? Că nu-mi cea mai șmecher. Nu-mi șmecherul. I'm freezing. I'm freezing, auzi. Nu-mi cea mai șmecher din curtea școlii. Dacă aș mai găsi un urs, băieți, mama, am fi profesionist, tată, dacă am mai găsi un urs. Deci chiar se merită să faci coaie. Se merită, știu că se merită, dar nu mai găsesc. Uite, pot să mă duc aici să vânesc bizoni. Dar și bizoni sunt bizoni. Ursuleț! Yogi! Yogi, ești aici! Yogi! Oare e în gaură asta aici, coaie, Yogi? Dar te intru aici în pula mea și mă suge. Ai! Nic, cât frumos, coaie, ce e aici? Bă, dar ce e așa întuneric? Am torță? Inventor. Inventor. Păi nu, nu văd, mă, nu găsesc. Nu am tot. Poate iese vreun urs pe aici și mă omoară, coaie. Bă, coaie, m-a dus în explorare, coaie. Nu, no, m-am ieșit pe partea asta altă, ești nebun? Bă, nu mă așteptam la treaba asta. Și pe aici este ăla, nu? Da. Hei, și urși! Ah, dar unde mă sui? Stai așa, băieți, că vreau să mă sui undeva, că urși ăștia sunt prea nebuni. Nini, m-a auzit! Nu, stai, coaie, că eu nu te-am... Coaie, stai un pic, că eu nu știu unde ești. Aha, gata, am văzut. Vino încoace, fata, să mă arții. Vino, fata, pe mică ta în pistă. Gata, am glumit. Yogi, am glumit. Yogi nu veni. Yogi! Caca nu-i voie, Yogi. Yogi, la... Au, mami! Mă mușcă de cur. Yogi, lasă-mă, Yogi. Du-te, coaie, de aici, coaie. Aha, am căzut. Dar prostule! Nu. Caca. Caca, morții, mati. Unde-i mă ăsta? Unde ești căcat? Aha, ai putea dat-o. Hai, vino coace. Vino coace, prostule, că mie nu mi-e frică de tine. Hai că nu mi-e frică de el dacă e. Hai că nu dacă hai, coaie, vino. Vino coaie aici, vino mai încoace. Mamă, căcat. Bă, dar urcă și tu, futu-ți căra. Mamă. Era să-mi dea una. Unde să mă duc, băieți, că mi-e frică de asta acum. Să mor dacă nu mi-e frică, pe bune acum. Hai că nu mi-e frică, nu mi-e frică acum. Stați un pic. Bă, da, vino Yogi, dați-a șmentă să te-a stup. Vino Yogi, dați-a șmentă să te-a stup. Vino. Yogi, nu fi prost. Hai, că aici nu poate să vină coaie. Pun pariu cu el că nu poate să vină aici. Yogi, pun pariu cu tine că nu poate să vină aici. Nu poate. Ești cam prost. Nu mai însăgeți. Hai, te rog. Nu, mami. Am belit-o, băieți. De ce? Băi, nu avem săgeți, am belit pulana, dacă nu-l omor cu astea, nu știu ce să zic, stai mă, focului tomberon. Ce să dau cu toporul, cu tot în gură, n-o-nei mână asta. Bă, dar stai coaie locului. Ii, săgetul ca prost. Aici, Yogi. Yogi. Nu mai fugi, Yogi, că scurge sânge în tine. Ah, l-a ratat, Yogi, aici. Yogi, nu-i bă! Yogi. Yogi, stai să discutăm despre treaba asta. Yogi, hai să facem un pact. Du-te la măta în pizdă și eu mă duc la mama în pizdă. E mai bine, fiecare în pizda măsic. Tu nu mai ai în cap. Dă-mi asta înapoi. Așa, hai Yogi. Yogi. Nu vii aici, nu? Nu veni! Dar ce-am vorbit, Yogi? Nu ne-ai zis să-mi aduci să săgeți, că mă bat? Unde ești? Vreau. Vin coaie să-mi aduci. Yogi, lasă-mă, Yogi. Unde ești, Yogi? Nu știu unde e coaie. Oh, coaie, nu mai știu unde e. Bă, dar du-te, măr. Mamă, coaie, dar ăsta nu moare. Uite, săgețile acolo. Săgețile pe jos. Yogi, stai un pic, Yogi. Yogi, bă, hai să fim prieteni, Yogi. Dă-te și în pula mea, coaie. Tu Săgeată. Unde ești, Yogi? Yogi, stai un pic. Aici nu poți să ajungi, este? Yogi. Ce parte? Nu pot să vin încoace, da?
Hai, așa, bun. Am puține săgețe. Așa, echip. Yogi, te rog eu. Deci, trebuie să mai dau o săgeată, te rog. Cred, nu cred. Stai în gură de nebun! Yogi, câtă viață ai să mă bată tata? Nu mai am săgeți. Am săgeți acolo, am săgeți în el. Vine din el, coaie. Da, băi, eu nu știu de unde îți vin ideile astea, la unii. M-a surprins pe mine cu aceste idei. Bă, unde s-a dus Yogi? Uite-l. Hai mă, ca să vedem ce se întâmplă, coaie. Yogi, stai, Yogi. Yogi. Yogi, sunt aici, coaie. Coaie, este o oaie. Păi, pui și nume, coaie? Bă, da, mori, fătuț. Este, bă! Victorie, coaie! L-am bătut pe Yogi, din nou. Ești tare prost, Yogi, nu te pui cu mine, coaie, că-s profesor, senior, Yogi. Cam scump? Ai zis tu ceva acolo, dar nu știu. Nici tu nu știi ce-ai zis. Bă, mamă, coaie, dar vezi, coaie, că lupta cu Yogi mă bată, mama, dacă nu, era să fie 1-0 pentru el. Dar așa a fost 2-0 pentru mine, coaie. Două Yogi la activ, băieți, am mai bătut unul off-camera, am mai bătut unul. Mă duc acasă, băieți, că cei prea mult nu s-a întâlnit. Satul ăsta nu vede nimeni fertilizator, coaie. Mamă, coaie, trebuie să mă duc eu, coaie, să cumpăr fertilizator, că al meu no-name să mă bată tata. Dar de ce nu găsesc, coaie? Nu știu, coaie, că mi-e rușine să zic. Bă, dar tu mi-ai explicat, eu sunt conștient de ce mi-ai spus, dar nu văd. Fii atent, dacă nu găsești fertilizator, caută căcat. Du-te la ăla care vinde la vendorul de animale sau unde sunt vacile. Vezi pe ăla unde sunt vacile, vezi că ăla trebuie să... Coaie, nu este. Dacă mă duc, dacă vin acolo și îl găsesc... Băi, zici că ești mamă, când caut ceva în frigider și nu găsesc, coaie. Deci, pe bune, eu vin acolo și îl găsesc și mă enervez, coaie. Stai, băi, că mă duc să-i bag lui no-name, dar să nu... Bă, înainte să te spiri, coaie, zi la mine. Eu nu mă accept nimic de spălat. Problema e că dacă nu mă spăl, nu vorbește nici ăla cu mine. Nu dacă n-a apă. Uite, coaie, ești aici la vaci, la cai, nu e nimic, coaie. Nu vede nimic. E la vaci, la cai, măi. Sunt cai aici. Stai așa, băi, că mă duc eu, revin. Bun, băi, am fost în sat, dar pula nu era, chiar avea dreptate no-name. Aaa, în sfârșit, am zis că am dreptate. Deci nu era niciun vendor, nimica. Ciudată treaba, că de obicei trebuia să... Bă, dar ce frumos arată satul nostru, coaie, de aici. De gheparche. Da? Foarte frumos, îmi place despre el. Hai că revin când ajung la satul. Am îngheață pulana. Vezi că e un sat foarte frumos. O să mă duc să le pun topoarele ăștia cu tăiatul de lemne. Bă, ăștia se mișcă foarte bine, ăștia cu tăiatul lemnelor. Cred că cam cel mai bine se mișcă. Nu-i înțeleg pe ăștia cu vânătoarea. Pula mea, tot dar fac. M-am uitat la unul pe net și am zis că nu se merită să pui. Că nu vânează deloc. Da, nu adică vânează de atât de puțin încât nu se merită. El a zis că pus doar pentru că are mulți oameni, că avea vreo 97 de oameni, știi? Da bine, nici noi acum n-avem ce să facem cu ei. Dar el i-a pus că doar, na, are ce să fac cu ața oameni. Dar nu dacă ar fi... Ciudată treaba, că înainte merita. O zis acum cum să... Mă uitam la unul care are experiență în joc, știi? Da, nu te contrazic. Tips and tricks-uri, chestii de genul, știi? M-am uitat. Eu când mă joc un joc, îmi place să mă învăț cu aia. Mamă, 96 de carne. Eu nu stau cu aia acum să prăjești 96 de carne, încă am altă treabă. Dă-ne mai multă carne și până noaptea o să prăjim. Da, o să pun aici. Nu mai multă cărniță și noaptea, bam. Că nu mai car la mine. Nu mai am viață. Așa, perfect. Bun băieți, acum ce aș mai putea? Bă, eu trebuie să mă ocup în continuare de vânătoare, dar mă rup săgețile. Îmi trebuie și leather, se fac foarte greu săgețile. Uite, acum, hai că aș avea niște feather. Dacă aveai un arc mai bun, era ceva. Da, că și cu parcă nu ne-am. Că cu arcul ăla nu mai ratezi, poate da mai mult damage arcul în sine. Uite, stone. Putem să luăm și niște stone. Încarcă mai greu arcul, alea mai șmechere. Dăm 20 de pietre. Niște stick-uri. Stick-uri mai avem? Nu mai avem stick-uri. Cum? Nu mai avem. Mai am eu un inventar? Da, mă, nu se respawnează chestiile. Da, e un pic stupid cu aia că nu se respawnează. Am venit aici la casa asta, unde te omoră pe tine ursul. Ursul! Unde? A, te-ai dus acolo la casa aia. Am trecut pe lângă ea și am văzut că e casuță. Am vrut să văd dacă e solo respawnat, știi? Mhm. Păcum popas. Păi ursul lângă.
Dar m-a lăsat în pace. Nu cred că vrea să fac nimic. Cred că e băgurs de treaba asta. Își zici? Dacă mă apropiem de el mai tare, nu cred că m-a lăsat în pace. Da, și mă duc pe treaba asta, că nu urs de treaba. Mă duc să văd dacă găsesc pe bădii banii ăștia. Am ce-l obosesc pe ăsta, vă-l găsești pe-l draci. Bă, oare să dau... Nu se cheamă... Se iau niște oameni? Nu, 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 nu. Pentru ce? Ce să facem cu ei? Le punem noi la vânat. Nu, la vânat e full, nu mai putem pune. Mă uit să văd dacă au ceva bun măcar. Da, da, măcar să știi că sunt acolo, poate... știi? Dar așa nu, poate nu avem de ce să-i mai luăm. Poate fi unul foarte, foarte bun, că se merge la... Deocamdată nu mai avem nevoie de oameni. Și așa o avem pe aia de la fântână, care e mai mult degeaba. Na, mai mult ești degeaba, dar hai. Dacă găsești foarte bun pe farmer, da, atunci poți să-l iei. Numai că va trebui să ne apucăm să facem... Mai avem loc? Ia management. House. 3, 1... Nu mai avem loc. E decât casa noastră și casa ta. Nu mai avem unde să mai băgăm oameni. Noi facem o casă, asta e o problemă. Ba, ar fi o problemă, că noi trebuie să plătim și taxe la primăvară. Ce trebuie să plătim acum? Stai, pot spune acum. Taxe, unde sunt coaie taxe? 100, aproape 200 de bănuți. Hei, e un pic. Ha? Ali, e un pic. Ui, da. Tu mai dă aia, nu vreau să... Ali! 2265 cu război. Nu mă interesează. Cum coaie? Caută coaie fertilizator. Coaie să-mi iau, sau să-mi iau un recruit cool. Bău de ăsta. Bă, coaie, caută fertilizator, toberonului. Gata, coaie. Nu mă uitam și de prețul să am o idee. Nu mai te uita, coaie, că n-ai voie. Caca, nu-i oricum voie. Oricum nu strâng bani și-mi iau un crossbow cu aia. Coaie, vrea crossbow. Sau măcar un cric bow de la mai bun. Dacă nu un crossbow. La crossbow îți trebuie și bolturi din alea. Nu poți trage cu săgeții. Da, și alea se fac și mai greu. Da. Dar la recruit bow poți să... Un 54 de... Da, băieți, am ajuns în satul ăsta lângă noi. Dar nu chiar de lângă noi, e pic mai departe, dar hai. Dar nu văd nici ăsta cu aia, nu mi-apare nimic. Nu mi-apare nimic cu aia. E sus, nici nicăieri. Sunt doar doi vendori care nu au treabă cu fertilizatorul. Poate mai încolo un pic, ia stai să mai mă oprim un pic. Nu știu. Mai oprim tot satul acolo. Uite, am găsit ăla de calc, ăsta sigur are. Care vine cai. Îl dă cu mătra cu aia. Așa asta trebuie să-și treabă. E și ăla un lucru. Aoleu, ai doar animal feed, manure. Manure. Ăla e bun, manure? Că din ăla se face fertilizator. Foarte ieftin. Nu contează. E 1.4. Ia de tot, ia-l pe tot care îl are. 69. Dar vezi, te poți mișca. Eu e super ușor, e 17 kg, 69. Ok, ia. Dau 100 de bănuți. Ce ieftin. Și caută și fertilizator în continuare. Da. Că din maniurul ăla nu o să putem să facem prea mult. Dar ce faci cu maniurul ăsta? Maniurul faci fertilizator. Și avem cum? Avem cum? Da, aici, în ăsta, în barn. Păi și manure cum e, cu ce? Că nu cred că trebuie doar manure. Manure și cu atâta. Ok. Aveam impresia că mai trebuie ceva. Mai putem să facem fertilizator iar din rot. Dar noi nu avem rot foarte mult deocamdată. Am avut 15 și l-am dat misiune. Da, pana mea. Da, băieți, cred că episodul ăsta se oprește aici, pentru că cei prea mult nu-i santal de pere. Da. Am reușit să punem cât de cât la punct grădina. Am reușit să facem roșii și de maniuri și de bani. Va mai trebui episodul viitor totuși încercăm să facem rost și de fertilizator gata făcut. Dar va trebui să mergem noi în expediție în toate satele din lume. Da, da.
Că nici în satul ăsta nu e nimic efectiv. Bă, da, s-a luat treaba. Da, bun băieți, cam asta a fost episodul. Dacă vă place seria asta de Medieval Dynasty, nu uitați să dați cu ea acolo un like, un share, un subscribe. Eu sunt Pixali. Eu sunt Anonim. Vă dorim o seară bună în continuare. V-am pupat, ceau, ceau.